300 de garoafe au fost împărțite de către pompierii zălăoani, doamnelor și domnișoarelor care au trecut prin centrul orașului Zalău. Cu această ocazie, pompierii le-au transmis multă sănătate, noroc și fericire. În rândul meu, Inspectoratul pentru Situații de Urgență vă urează la mulți ani, multă sănătate. Cum vi se pare acest gest? Ați primit o garafă de o martie. Frumos, foarte frumos. Dorim tuturor femeilor multă sănătate. În primul rând la nora mea, la nepoatele mele, multă, multă sănătate și bucurie. Un gest frumos din partea dânșilor. Să gândiți și la noi femeile că e un simbol frumos din partea dânșilor. Un gest foarte frumos din partea lor și le mulțumim. Minunat, ne pare foarte bine că ne bagă cineva în seamă și pe noi. Nu, deci și familia în primul rând și altcineva. Ne pare bine. Din inimă se simte că drăguți și toți sunt tineri. Dar frumos din partea lor. Frumos, e gestul foarte frumos. Nu ne așteptam la așa ceva. Frumos. Un gest foarte frumos, mai ales ținând cont că astăzi e ziua femeii. Fiecare femeie e fericită să primească câte o floare. Foarte frumos gest. Mare caracter. Eu n-am primit floare niciodată de la așa ceva. Mulțumim. Mare gest, mare caracter. Pompierii întotdeauna au avut caracter mare, pompierii, întotdeauna. Bună ziua. Inspectoratul pentru Situații de Urgență vă dorește o floare și vă urează la mulți ani și o primăvară frumoasă. Mulțumesc. Aveți multă sănătate. Puteți să mă și pupați. Foarte frumos și unic. Nu știu cine mai stă pe stradă ca să împartă flori acum. Un gest foarte frumos și vă mulțumim și vă doresc și dumneavoastră de o martie un sincer la mulți ani.